Astăzi, preasfințitul Părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica Parohiei Băbăița și a rostit un cuvânt de învățătură. Încă de la nașterea Mântuitorului Hristos, dacă citim cu luare aminte Sfintele Evanghelii, vom vedea că l-au cunoscut ca fiind trimisul lui Dumnezeu, fiind Dumnezeu adevărat, cei cu inima curată. Păstorii care petreceau pe câmp, păzindu-și turmele în preajma Betleemului, vestiți fiind de îngeri despre nașterea lui Hristos, au venit la Betleem și au găsit așa precum le-au spus îngerii, un prunc abia născut, înfășat, așezat în iesle, s-au umplut de bucurie, închinându-se pruncului, s-au întors la ale lor. Magii de la răsărit, cărora li s-a arătat steaua vestindu-le nașterea lui Hristos, l-au căutat pe Iisus pruncul și l-au găsit, închinându-se lui și aducându-i daruri, aur, tămâie și smirnă, precum mărturisesc Sfintele Scripturi, și întorcându-se în țara lor cu bucurie. Au căutat și alții să-L întâlnească pe Hristos, dar n-au reușit să-L găsească. Să ne amintim de Irod, despre care face pomenire și Sfânta Evanghelie care s-a citit astăzi, că aflând de la magi despre nașterea lui Iisus Hristos, s-a tulburat Irod, pentru că se temea pentru scaunul său de domnie și socotea că nașterea unui alt împărat va face ca el să-și piardă împărăția. Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva a fost sfințită în anul 1899.